Europa FM. Ei da, și drumul cu prioritate care astăzi se află la Iași, ediție specială la Palace Iași, și alături de mine se află Mihai Bulai, este cel mai important ghid, strateg, educator din turismul ieșan, un om care, să știți, și-a păstrat entuziasmul, încrederea în potențialul orașului, cumva în ciuda birocrației din zona asta publică și poate chiar a unei, să zicem așa, lipsă de încredere în mediul privat câteodată, dar nu cred că putem generaliza, și prodecan la Facultatea de Geografie. Bună ziua, domnule Mihai Bulai, bine ați venit. Bună ziua și la Europa FM. Invitație. Mulțumesc că ați venit în Iași, de fapt. Da, mulțumim că ne-ați primit așa frumos. Nici nu știu când au trecut astea aproape 3 ore și jumătate din drumul cu prioritate de astăzi din emisiunea noastră. Oricum, mai spun o dată pentru cei din Iași sau din, nu știu, apropiere, acum după 18, cum se închide emisiunea, ne cântă Pepe live la Palace. Abia așteptăm. Da, haideți să ne întoarcem, pentru că unul din scopurile emisiunii și întâlnirii și venirii noastre de astăzi e asta. Dom'le, nu știu, stau la Sibiu, la Constanța, în mașină acum și ascult, sunt în trafic și cineva încearcă să mă convingă să fiu turist la Iași. Și dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai importanți oameni care pot să facă asta. Sunteți ghid de o viață, vă ocupați de acest lucru. Ce poate vedea un turist în Iași și în prejurime? Ar fi o întrebare așa care să cuprindă toată discuția. Un picuț mai aproape microfonul. Iașul are trei superlative. Așa. Fostă capitală a Principatului Moldovei și asta se vede în dezvoltarea sa. 300 de ani aici a fost centrul de comandă al ambelor Moldove. Da. Doi, capitala pelerinajului ortodox. Și ieșenii înțeleg asta foarte bine în fiecare octombrie. Absolut, când da, timp de o săptămână, da, populația se dublează. Da, 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 da. Și o capitală a culturii. De când am pierdut capitala politică și a luat-o Bucureștiu, asociațiile literare, Junimea, a fost o efervescență literară, culturală foarte puternică, iar asta se manifestă printr-un mare festival numit Filit. A fost o săptămână mai ceva ca la Sfânta Parascheva, în sensul că a fost o săptămână de evenimente culturale, 300 de evenimente culturale în jurul literaturii. Este cel mai mare, probabil, nu doar din România, dar undeva în sud-estul Europei suntem cei mai tari. Și acestea trei sunt cele trei elemente care ne definesc în plan național. Un turist care vine la Iași trebuie să acopere aceste domenii. Capitala Moldovei o acoperă înțelegând un parcurs istoric al Iașului, începând cu Palatul Culturii, care este moștenitorul acestui palat domnesc, care este superb, al Moldovei, da, care este superb. Patru muzee. Dar orașul, am mai spus-o, cred că a cincea oară astăzi, arată foarte bine, are un alt aer, e animat, da, exact. Bulevardul principal Ștefan cel Mare este plin de minestrel, de cântăreți, a apărut și breakdance, adică tango. Am văzut cai jandarmilor astăzi, adică foarte bine. O revenire la poliția călare, foarte interesant. Capitala religioasă o găsim în cele, se mai numește Iașul și orașul celor 100 de biserici, dar pulsația cea mare este la Catedrală și la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi și poate și la Golia. Deci e o zonă puternică și orașul e înconjurat de... Deci componenta de spiritualitate în centru, recomandărilor. Și chiar în jur sunt 8 mănăstiri fortificate în jurul Iașului. Iașul ar putea să ceară chiar recunoaștere UNESCO pentru astăzi. Doar Trei Ierarhiu este pe lista scurtă la UNESCO. Iar apoi intrăm în orașul acesta academic, orașul universitar, care este inima, pulsația orașului. Imaginați-vă că sunt 50 și ceva de mii de studenți, adică unul din 7 mare centru universitar, fără discuție. Este student și, de fapt, știți când aflăm că depindem de ei? Când pleacă în vacanță vara la Costinești. Așa. Iașul e dezgolit de această tinerețe, de această pulsație. Sau la Crăciun, unii mai pleacă în zonele lor de origine sau la rudele din provincie, din Moldova. Și atunci turiști străini vin la Iași, domnul Bulai, sunt curios în ultimii ani. Vin undeva la 25-30% din turiștii care vin în Iași. Foarte mulți sunt francezi, germani, englezi, așa sunt baza. Izraelieni au fost foarte mulți, dar acum cu războiul din ce în ce mai puțin. Iar cei care cumpără pachete de tururi private sunt mai degrabă americani, britanici și australieni.
Sunt turiștii străini sunt în număr mai mare în ultima perioadă? Aș spune stagnant. Da. Avem nevoie de mai multă imagine la nivel internațional. Iașul nu poate să se ducă el singur la târguri internaționale. Trebuie să mergem într-o echipă în care promisiunea de România nu este doar Transilvania. Promisiunea de România este și ceva în afara Brașov-Peleș. Da, da, da. Trebuie să ieșim un pic în afara acestora. Iașul promite o Românie autentică, o Românie sud-est europeană, chiar și promisiunea de comunism pe care mulți vestici o cer, o putem livra. O putem livra în arhitectură, anumite străzi, anumite povești ale orașului, iar noi, atât la Facultatea de Geografie și Geologie, cât și la Asociația Iași Travel, am înființat mai multe trasee turistice ghidate, tematice, iar comunismul a fost una dintre ele, pentru că a fost foarte des întrebați. Ok, acesta este un oraș post-comunist, un oraș care a trecut testul acesta al celor 45 de ani. Și avem povești interesante, vorbim despre arhitectură, vorbim despre... Cred că o să mai venim la Iași, să mai facem încă o ediție. Trebuie neapărat să reveniți. Sunt foarte multe lucruri pe care le simt că vreți să le povestiți. Dar aș zice, ca să încheiem, Baia Turcească, o fostă baie în stil otoman, transformată actualmente într-un centru de artă contemporană, sau Muzeul Subteran al Mitropoliei, sau Palatul Braunstein, niște clădiri restaurate recent, ne vor duce la un nou nivel. De aceea, Iașul trebuie descoperit chiar și prin aceste noi locuri ale sale. Senzațional, a fost foarte convingător. Domnul Mihai Bulai, ghid și un om care sunt convins că iubește foarte mult Iașul. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și aș face un compliment. Când spun Europa FM, mă gândesc la călătorie, pentru că tot timpul deschid radioul în mașină. Deci pentru mine turismul și Europa FM sunt mână-mână. Să ne luați cu dumneavoastră de câte ori plecați. Dragilor, ne întoarcem că mai avem ceva de făcut aici pe drum cu prioritate pe final. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.